Cea de-a treia probă arată cam așa. Trebuie să stați pe platformă cu mâinile întinse și fixate pe ușile cutiei, în dreptul semnelor marcate. Scopul este să țineți închise ușile cât mai mult timp. Dacă oricare dintre cele două uși se deschide și conținutul cutiei cade, pierdeți proba. Primul concurent care pierde proba părăsește competiția. Ceilalți doi merg direct în finală. Mi se pare o probă la îndemâna fiecăruia. Sper din tot sufletul ca Moro să fie foarte concentrat și să nu se dea bătut. Îl văd pe Smoră bine, mă gândesc să... Na, el știe cam despre ce e vorba aici, dar îi dau oricum câteva... Faturi, na, nu știu, pe care le poate folosi. Proba începe în 3, 2, 1, start! Perfect, băiete. Concentrare maximă. De acum intră într-o stare de meditație și ești campion. Haide, ce liniște, frate. Te gândești oriunde vrei tu. Oricât de departe, oricât de aproape. Noi nu mai suntem aici. Moro, e ca un fulg. Pentru tine, greutatea aia de deasupra. E un fulg. Mă bucur pentru fiecare dintre ei că a ajuns în ultima probă din semifinală. Sunt trei băieți foarte puternici. Sunt foarte curioasă ce o să se întâmple. E nicio greutate sus, calm. Dacă se întâmplă să picure ceva din cutie, să nu vă panicați. Important este să nu se deschidă o ușă sau amândouă. Se poate întâmpla să mai picure de acolo ceva, dar... Nu vă interesează, vă gândiți doar că trebuie să rezistați cât mai mult timp posibil, susținând cele 15 kg. E o presiune foarte mare pe toți cei trei concurenți, pentru că nu este ușor să te detașezi de tot ce se întâmplă în jurul tău și să susții 15 kg, mai ales știind că miza este așa de mare. Poți ajunge în finală. Se deschide. Așa. E bine, poți să stai două săptămâni așa. Hai! Proba nu este contra cronometru, doar vă anunț așa din când în când, dacă vreți să știți cam cât timp ați rezistat, fără să se deschidă ușile de deasupra voastră. Hai! Moro, împinge cu mâna stângă! Moro, împinge cu mâna stângă! Marius, e foarte bine, foarte bine. Moro, nu te mișca! Gâtul nu mai mișca foarte mult. Moro, să nu te mai dai în spate! Că nu mai unde să te duci cu picioarele. Încearcă să te gândești la momentele alea. Ține de ea, Moro! Ține de ea! Marius, că ești bombă. Marius, că ești bombă, tati. Moro, Sanu-i tremură puțin mâinile. Sper să reziste mai mult. Cele 15 kg. Ești bombă, Marius. Moro! Moro, e aproape să... Am văzut în ochii lui cât de cât disperare. Că voi blochezi, pur și simplu, blochezi mâini, spate, tot picioarele, stai așa. Și vezi la un moment dat când e nevoie să te miști pe mâini. Uite de durere, Smoră! Ești acolo! Așa cum spuneam eu, uite de durere! Respiră, ești cel mai bun! Marius, uite de durere! Ești cel mai bun, mă, bravo! 2 minute și jumătate! Stânga! Bine, brațe! De pe margine nu se vede cât de dificilă e proba. Și ziceam, mă, trebuie să reziste, știi, te aștept să dureze destul de mult. Atunci când l-am văzut pe Moro că începe să-i scape niște filicele și cumva ușile alea încep să se deschidă, mi-am pus problema. Am zis, băi, ce face Moro? Ce se întâmplă? Vine Moro! Și Moroșanu și Smărădescu dau semnul de posteală. Vine Moro! Vine Moro! Vine acolo, ține abdomenul. Moro, împinge, călăt! Așa! Moro se luptă efectiv cu el și cu ușile, la fel ca și Smărădescu. Este un moment critic. Marius pare să nu simtă nimic, la el nu se mișcă nimic. La Moro și Smărândescu avem o situație grea. Haideți, trageți de voi! Haideți! Hai, Moro! Hai, Smară! Hai, Marius! Mă uit la Marius și îl văd relaxat. Dacă îi dau o țigară, zici că e la cafenea și aceasta. Nu mă voie să uite la restul, stânga-dreapta. Ceilalți tremurau acolo, le tremurau mâinile, ceea ce nu e de râs, că e foarte greu. Și eu, dacă aș fi fost în locul lor, probabil la fel eram. Dar Marius era din alt film, nu avea nicio treabă. Parcă la el nu era greutate deasupra, nu știu care e treaba. Sincer, după ce am dat scapul și am văzut că ceilalți au probleme, mi-am dat seama că nu vor mai rezista foarte mult și deja mi-am dat seama că sunt un posibil finalist. Pentru că lupta se dădea, practic, între ei doi care ar fi cedat primul. Marius, hai să vă văd că puteți! Hai! Trageți de voi! Așa! Hai! Bine, hai! Sus înapoi! Trageți de voi că puteți! Hai! Trageți!
oară și cum ora au început să tremure, Marius nu se mișcă, se ține cel mai bine. Clar, ori smără, ori moros piardă această probă. Cred că este foarte greu. Foarte greu. Cu toate că, dacă stai așa să privești din fața televizorului, tind să crezi că pentru Smoră și Cătălin ar fi mai ușoară proba, însă nu e chiar așa. Nu mai aud nimic aici! Am fost antrenoarea lui Moro aproape de fiecare dată. De data asta am ajuns să merg până în fața lui doar ca să simtă că trebuie să aibă putere și cu ultimele eforturi să împingă astfel încât să stea cu o secundă, două mai mult decât stă Smărândescu. Am rupt proba asta, că nu mă așteptam ca Smără să cedeze acum. În timpul concursului, tremuream mâinile ca pe fie. Sunt sigură că proba aia nu mi-ar fi dat nici măcar o bătaie de cap. Este o probă pe care am regretat cumva de pe margine că nu sunt și eu și nu pot să particip la acea probă. Pentru mine era foarte ușoară proba, pentru că am brațele foarte puternice. 15 kg la mine era floare la ureche. Fac sport de peste 20 de ani. Proba o făceam cu ochii închiși. Hai să bravo, 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 vreau să mulțumesc tuturor fermierilor care m-au susținut. Băi, țipau la mine, mamă, erau lângă mine cu toții. Băi, Moro, băi, toți țipau. Inclusiv Brigitte țipa la mine. Nu mă așteptam la așa ceva să țipă Brigitte la mine. Adică a fost o performanță incredibilă. Nu-ți încolo, nici nu te-ai clinchit, mă, nu te-ai clinchit, băiatul. Sunt mândru de mine. Poate că nu realizez în momentul de față cât de mult am realizat și faptul că sunt în finală. Bravo, Smoră! Bravo! Bravo! M-au bucurat, spus de mult, aplauzele fermierilor. Am și eu odată ocazia să țin de mâna un campion mondial. Nu mi s-a întâmplat de multe ori în viață, dar pentru această onoare îi mulțumesc. Și vă mulțumesc. Asta. Măi, dragă, te-am cunoscut, măi, omule. Zici că a fost ca atunci când am primit titlul mondial. Și așa a fost. Bun, eu vă mulțumesc tuturor pentru lecțiile pe care le-am învățat aici și nu pot să spun decât un singur lucru. Ei sunt cei doi care merită să meargă în finală, chiar cel mai bun să câștige în momentul ăsta. Mă bucur că v-am cunoscut pe toți, mă bucur că am legat prietenii. Eu chiar m-am distrat, fratele. Și că am venit în fermă controversat, știi? Toți au fost îngroziți de chestia asta, știi? Seara. Seara. Aspect sau nu? Și Moro, practic Moro cred că a fost cel mai îngrozit, pentru că el era în momentul respectiv masculul alfa și el era cel care conducea totul, știi? Hai să dormi aici pe canapea, ca să este regula. Dorm oriunde. E ciudat să te trezești dintr-o dată plecat din sânul familiei care te știe așa cum ești și ajungi dintr-o dată într-o comunitate cu oameni din diverse categorii sociale. Mamă, ce dormiți, frate, voi n-aveți treabă. Și să trebuie să conviețuiești cu ei. Cele mai frumoase momente pentru mine a fost acela în care în ultimele 10 secunde am reușit să dobor ultimul obstacol, să câștig mâncarea pentru fermier. Hai! Aplauzele au fost fantastice. Cred că a fost cea mai frumoasă ieșire dintr-o arenă de luptă, dintr-un ring de luptă, dintr-o cușcă, din ce vreți voi. Bă, tu chiar vrei să te ceri? Lasă-mă în pace! Foarte agresiv, frate, la adresa ta. E, plâng de ce ești amici? Mai ales la că și te bate, fratele meu. Respectul se câștigă și eu cred că l-am câștigat respectul lor. Marius și Moro sunt finaliștii fermei de anul ăsta. Atât am avut să vă zic. Mă bucur din tot sufletul meu pentru Marius.
mă așteptam să câștige. În final țin evident cu Marius, cum cred că așa face și majoritatea, dar o să susțin pe cine cred că o să aibă nevoie de mai multă susținere. Ei doi se vor lupta, Cristi, pentru titlul de fermierul anului și pentru premiul de 50.000 de euro. Ați fost grozavi toți și voi trei în mod special pentru că ați dovedit de la bun început, de când ați intrat în fermă și până astăzi, că sunteți niște oameni frumoși, niște sportivi extraordinari și niște fermieri cum n-am crezut vreodată că o să cunosc. Am o stare de ușurare, nu știu de ce am senzația asta, că parcă plutesc, parcă sunt ușurat, parcă aveam o povară pe inimă și acum am o stare de ușurare, nu știu de ce. Faptul că am ajuns în finală este un lucru extraordinar. Nu mai contează absolut nimic ce se întâmplă mai încolo. Pur și simplu mă bucur că am ajuns în finală. Am primit atâtea cuvinte de laudă încât, sincer, parcă a crescut inima mine. Mă simt atât de bucuros, atât de mândru, pot spune, pentru că sunt atâția oameni pe care nu credeam că o să-i cunosc real și că îmi vor fi aproape și că mă vor susține și că îmi spun atâtea lucruri frumoase și că s-au atașat de mine și mă încurajează. Sincer, îi vedeam doar la televizor, iar acum am onoarea să stau cu ei și să mă susțină în finală. Mâine vin să vă viziteze primii copii care vor beneficia de această casă în curând. Așa că vă rog să-i primiți la voi. Vă rog să faceți curat, să faceți frumos în casă, că aveți musafiri mici, dar mulți. Pentru mine este o bucurie și o onoare că am locuit în această fermă și că am contribuit la ceea ce este la ceea ce este ferma în sine. I-am dat viață. Vă rog frumos, aveți o seară frumoasă! Și că mâine e o zi ușoară, trebuie să aveți grijă de copii. Muream. Am murea spate. Ce? Ai înțeles ce am să spun, da? Ai înțeles, da? Mă voi duela cu unul dintre oamenii care mi-au devenit prieteni, care a ajuns să-mi dea lecții de viață, care am discutat atât de multe unul despre celălalt. Chiar vorbeam cu o seară înainte că oricât de buni prieteni suntem în luptă, suntem adversari și dăm tot ce putem. Nu ținem cont de nimic, de prietenie, în schimb după ce ieșim din luptă, suntem din nou prieteni. Bă, se pare că entitatea asta fermă, de care tot ziceam eu, a ajuns să ne pună pe mine și pe Marius în finală. Nu că s-a făcut dreptate, ne-a răsplătit într-un mod cu bine energia pe care ne-a transmis-o și sunt mândru de mine. Sunt mândru de mine că am ajuns aici în finală, sunt mândru de mine că am trecut prin atâtea momente dificile.